Haide, să rămâie, să rămâie, să rămâie.
Nu mă opriți, vă dați drumul înainte, hai! Amen.
al lui Achie și a Anei, în urechile Domnului a intrat și au zâmbit rozile, iată, purtătorul lumii, ca acela rugăciune în munte a făcut, iar aceea în grătina de pe noi i-a suferit. Cu bucurie acest iar pe născătoarea de Dumnezeu și rănitoarea vieții noastre. Anului cerului păcând, popor la tulbura, și cu urmări de lui Dumnezeu, să te Dumnezeu, pe tine te mă.
celui ce ne-a arătat nouă lumina. Nădăjduiam să avem pentru slujba Sfintei Liturghii și respectiv a punerii pietrii de temelie pentru noua biserică de la mănăstirea de la Cârțișoara. Vom face deci în continuare inginer de mare calitate și a lăsat această chemare și a trecut în slujirea bisericii, în slujirea lui Dumnezeu. Este vorba de Vasile Câmpiano. Să ne rugăm deci cu toții la Sfânta Liturghie și apoi la punerea pietrei de temelie pentru ca Dumnezeu
să primită din belșug harul Sfântului Duh peste noi toți. Dacă ne rugăm cu credință, dacă ne deschidem cu adevărat inima și participăm conștient la Sfânta Liturghie, să știți că nu se întoarce nimeni de aici fără binecuvântarea lui Dumnezeu, fără un dar al lui Dumnezeu. Să ne ajute, deci, bunul Dumnezeu, să ne rugăm pe cuvine pentru ca să primim darul Său. Amin. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl nostru cel din ceruri. Ferească! Preasfințite stăpâne, pe cel ce vi se aduce, pe robul lui Dumnezeu Vasile, prea fi hirotesit întru cități. Ale Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ale Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Să luăm aminată. Unde-se robului Dumnezeu Vasile întru citet, în numele Tatălui. Amin. Și al Fiului. Amin. Și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeule, atotțitorule, alege pe robul tău acesta, Vasile, și-l sfințește pe el și dă-lui să învețe și să citească cu toată înțelepciunea și priceperea dumnezeieștile tale cuvinte, păzindu-l pe dânsul în viață curată, cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unei a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul de viață făcătorul tău Duh, acum pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Pace tuturor. Și Duhului tău, Domnul tărie poporului său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Aduceți Domnului fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului slavă și cinste. Înțelepciune. Epistola întâi către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, vă îndemn pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți să grăiți la fel și să nu fie dezbinări în sânul vostru, ci să fiți cu totul uniți în același cuget și în aceeași înțelegere, căci fraților prin oameni de la Hloie din casă mi-a venit știre că la voi sunt certuri,
Adică vreau să spun că fiecare dintre voi zice: eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, și eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos. Și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Preasfințite, stăpâne, pe cel ce vi se aduce, pe citețul Vasile spre a fi chilotesit într-o ipodiago Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluie! Doamne, Dumnezeul nostru, cela ce prin unul și același Duh Sfânt a împărțit fiecăruia din cei aleși darurile, cercea prin bisericii tale cete de multe feluri și trepte de slujbe așezat întrânsa spre a sluji sfințelor și preacuratelor tale taine. Cel ce cu a ta negrăită mai înainte știință ai rândit pe robul tău acesta, Vasile, a fi vrednic să slujească sfintei tale biserici, însuți, stăpâne, păzește-l pe dânsul întru toate neosândit și dă lui să iubească buna cuvința casei tale, să șadă înaintea ușilor locașului tău celui sfânt și să aprindă lumină în cortul slavei tale și să dește pe dânsul în biserica ta cea sfântă ca pe un măslin plin de roadă, aducând rodă de dreptate. Și-l arată pe el desăvârșit rob al tău, pentru ca să se învrednicească el la a doua venire a ta de răsplata celor ce vine ți-au făcut ție. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toți suntem credincioși. Cât sunteți credincioși? Toți suntem credincioși. Toți suntem credincioși. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miliește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miliește. Dumnezeule, curățește-ne.
miluiește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Împărate ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești. Vițierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și răsplătuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește-ne în sufletele noastre. Împărate ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești. Vițierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și răsplătuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Împărate ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești. Vițierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și răsplătuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, nebunele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Vremea este aparte Domnului, binecuvântat, frate. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Rugați-vă pentru noi, preasfințite Părinte, să îndrepteze Domnul pașii vecii voștri spre tot lucrul bun, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în dupărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru Sfântă Mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Antonie, pentru preasfințitul episcop vicar Serafim Făgărășan și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru binecredinciosul popor român și pentru armata țării, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc drăsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer,
pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru al lor izbăvire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu tot om. Cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții s-o pomeni. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu s-o dă. Stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cuvântul lui Dumnezeu.
curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Creștiunii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu s-o da. Ție, Doamne, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-împărăția ta când vei veni, pomenește-ne pre noi, Doamne. Împărăția cerului. Și-n-a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 -
stele pe pescari ai arătat. Tribul ce Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși, Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. 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 Și ne-auzi pe noi.
și cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfântă, Tatăre! Dumnezeule, Dumnezeule, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfântă, Tatăre, Moarte! Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Miluiește-ne pre noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Înțelepciune! Din Epistola către Filipeni, a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte! Fraților, cugetați în voi la fel ca și Hristos Iisus, care în chipul lui Dumnezeu fiind, nu răpirea socotia fi el întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se oamenilor asemenea și la înfățișare aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte, și încă moarte pe cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a prea înălțat
și a dăruit lui nume care este mai presus de orice nume. Ca într-un numele lui Iisus tot genunchiul să se plece a celor cerești și a celor pământești și al celor de desubt. Și să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos întru slava lui Dumnezeu. Amin. Pace ție, sfințite, cititorule, și Duhului tău. Aliluia, aliluia, aliluia. Binecuvântat, preasfințite, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Fie mie după cuvântul vostru, preasfințite Părinete. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace. Să luăm aminte. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, ascultă cuvintele lui. Marta însă se țilea să facă ospăț mare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singura să slujesc, spune-i doar ca să-mi ajută. Dar Iisus răspunzând i-a zis, Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai subt. Dar Iisus a răspuns, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și-l păzesc pe el. Zicem toți din toți
sufletul și din tot cugetul nostru să zicem. Doamne, miluiește! Doamne, a tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm, uneți, auzi-ne și ne miluiește! Pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru al preasfințitul arhiepiscopul și gărășanul și pentru toți întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredințosul popor român de pretutindeni și pentru armata țării, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoților, monahilor, diacon, diacon, monahi, monahi, și pentru toți frații noștri, cei întru Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții, ctitori ai Sfântului locașului acestuia, și pentru cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește! Vrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai vărsat asupra robilor tăi credincioși, care sunt de față la această sfântă și dumnezeiască liturghie și a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc de către noi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie întru tot bun, restăpâne această mulțumirea noastră înaintea slavei tale și trimite totdeauna ca un îndurat robilor tăi, monahia Eufimia, dinpreună cu toate maicile și surorile mănăstirii acesteia și a tuturor și tuturor celor ce se ostenesc pentru ridicarea ei, mila ta cea bogată și îndurările tale și izbăvește de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe ei biserica ta cea sfântă, satul acesta, mănăstirea aceasta și pe tot poporul tău, dărind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire întru toate faptele cele bune, întru tot îndurate împărate, auzi-ne și de grav ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Să nu lași, Doamne, pe robii tăi pomeniți aici și pe toți cei ce sunt de față într-o ispite și necazuri peste puterea lor, ci de grab ușurează mâhnirea lor pe vrăjmașilor, înțelepțește de la răutatea lor, întoarce și împlinește tuturor cerurile cele către mântuire și viață veșnică, dăruindu-i pe dânsii sfintei tale biserici în pace întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile,
Drept învățând și lucrând poruncile tale, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămădește patimile sufletului și ale trupului robilor tăi bolnavi, care zace patul suferinței din familiile noastre și ca un bun iartă-lor toate greșeala ce de voie și ceafră de voie și de grav, ridică din patul durerii și sănătoși arată, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Rugați-vă cei chemați Domnului! Doamne, miluiește! Credincioși, pentru cei chemați să ne rugăm ca Domnul să miluiască pe dânsii, să învețe pe dânsii cuvântul adevărului! Doamne, miluiește! Să pe dânsii cu Sfânta sa sovărnicească și apostolească biserică. Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Să-i chemați capetele voastre Domnului să le plecați. Și aceștia împreună cu noi să mărească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să sunteți chemați ieși, cei chemați ieșiți, că sunteți chemați ieșiți, ca nimenea din cei chemați să nu rămână, că suntem credincioși iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, cuvine toată mărirea, cinstea și închinaciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iarăși, iarăși, pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păzit, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Mine cei de gaspul poftă și cu despătă putești ne se vrei să vină să te aproape sau să slujească și îmbrata slavă, căci astfel nu este lucru mare și întrebătător chiar pentru putere cele cerești, dar totuși stântința ta de oameni ce ne grete și ne înflată, fără putare și fără schimbare de cuvântul și ar celor cu putere cu Duhul. Și ca o stăpână toate ne-ai dat cu toată, care se poate spune că mă te rubi, că nu-l domnul Serafim, că și împăratul Israel,
viața noastră și trebuie pe corobul tău să-mi curățește sufletul și inima de cugete din grele. Învrednicește-mă cu puterea Duhului Sfânt să-mi spun pe mine să se simt îmbrăcat cu harta, să-mi spun pe mine să-mi spun pe mine să-mi spun pe mine să-mi maritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pacierea voastră, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea.
și în veci, vecilor. Amin. Înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Antonie să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Poporul român, drept credincioși și armata țării noastre, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, arhierei, preoți, romonahi, rodiacon, diacon, monah și monahii și pe tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Cuvioasa Maica Stareță, Eufimia, monahia, dinpreună cu toate maicile și surorile acestei sfinte mănăstiri și cu toți credincioșii care ajută și jertfesc pentru ridicarea ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce-au adus aceste sfinte daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa așa cerească, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericiți și pururea pomeniți fictitori ai sfântului locașului acestuia, a tuturor viețuitorilor sfinte mănăstiri acestuia, adormiți întru Domnul să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe alți ctitori, miluitori și păcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe ostași, eroi și martirii neamului, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți dremăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, cea cerească totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Plini rugăciunea noastră Domnului, miluiește! Pentru cititele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm! Pentru sfântă mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcate cerând, înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre,
la Domnul să cerem. O, Doamne! Milă și iertare de păcate și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârși, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace, și răspuns bun la fricoșetoarea judecata lui Hristos, să cerem. Doamne! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie, Doamne! Cu îndurările și cu iubirea de oameni a unui născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Yeah.
Episcopul și mitropolitul nostru Antonie și pe preasfințitul episcopul nostru Serafim, pe care dăruiește sfintelor tale biserici în pace întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile drept învățând cuvântul adevărului tău. Mărișa cânta prea cinstitul și mare cuvință în numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și să fie milele marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți. Poruncește, porunci, poruncește preasfințite părinte, pe cel ce vi se aduce pe ipodiaconul Vasile, spre a fi hirotonit,
pentru diacon. Și al Sfântului Duh, amin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sfințelor mucenici, are bine marge voit, și v-ați-n gununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeule, lauda apostolilor și bucuria mucenicilor, a cărora stăpânire este trăimea cea de o ființă. O mie dănțuiește Fecioara, a avut în pântece și a născut Fiul pre-Emanuel, pre-Dumnezeu și omul. Răsăritul este numele Lui, pe care le mărește Fecioara ofericii. Să luăm aminte. Dumnezeiescul har, cela ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește, hirotonește pe preacucernicul ipodiacon Vasile întru diacon. Să ne rugăm dar pentru dânsul ca să vină peste el harul întru tot Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm! Miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, cel ce cu a ta mai înainte știință ai trimis harul Sfântului Tău Duh peste cei ce s-au rânduit de puterea Ta cea neurmată, a fi liturghisitor și a sluji preacuratelor Tale taine. Însuți, Stăpâne, și pe acesta care le bine ai voit a se hirotoni de mine în slujirea diaconiei, păzește-l în toată sfințenia, având taina credinței în cuget curat. Dăruiește-i și lui harul pe care l-ai dăruit lui Ștefan, întâiul Tău mucenic, de care l-ai și chemat mai întâi la lucrarea diaconiei, și-l îmbrănicește pe dânsul după a ta bună plăcere a economisit treapta cea dăruită lui de a ta bunătate. Pentru că cei ce bine slujesc, bună treaptă lor își agonisesc și-l arată pe dânsul desăvârșit rob al tău, că a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru robul lui Dumnezeu Vasile, care acum se hirotonește diacon, și pentru mântuirea lui Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni Dumnezeu să-i dăruiască lui diaconie curată și neprihănită, Domnului să ne rugăm. Dumnezeule, mântuitorul nostru, cela ce cu nestricăciosul tău grai ai dat apostolilor pe legea diaconiei
Și pe întâiul mucenic Ștefan l-a arătat a fi un asemenea și pe dânsul întâi l-ai chemat a împlinit slujba diaconiei, precum este scris în Sfânta ta Evanghelie. Cel ce voiește să fie întâi între voi să fie vouă slugă. Tu, stăpâne al tuturor, și pe robul tău acesta Vasile, pe care l-ai învrednicit a intra în slujba diaconiei, umple-l de toată credința, dragostea, puterea și sfințenia prin venirea Sfântului și de viață Făcătorului tău Duh asupra lui. Căci nu prin punerea mâinilor mele peste dânsul, ci prin trimiterea îndurărilor tale celor multe, se dă celor vrednici ai tăi harul, pentru ca și acesta, gol de orice păcat, să se înfățișeze ție curat în ziua cea înfricoșată a judecății tale și să primească nemincinoasa răsplata păgăduinței tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Vrednic este! Vrednic este! Axios, Axios, Axios. Dignus est. Dignus est. Vrednic este, vrednic este, vrednic este, pentru mulți ani, pentru mulți ani. Toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri, și domnicescul său jertfelnic, pentru miroase bună mireasmă domnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul har, și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Cu ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Da, Doamne! Doamne, de pace, credincioasă, îndreptătoare, păzitoră sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Da, Doamne! Iertare de păcatele și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii la Domnul să cere. Doamne! Să lasă vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință săvârșit, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos, să cerem.
și împărtășirea Sfântului Duh cerând. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie, Doamne! Ne-nvrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii lor. Pace tuturor! Capetele voastre Domnului să le plecați! Prea curată Marie, Maică prea nevinovată Marie, mai mărită ești decât soarele pentru păcătoși, Maică, să te rogi, să-ți înălățăm cruci fierbinți, Marie.
cei umili și smeriți, Marie, mai mărită e decât soarele pentru noi păcătoși, mai că roagă-te. Cine tale cele de taine, cine dumneavoastră Sfânta și Dumnezeu, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare își voi da ca Iuda și ca tâlharul măturicindu-mă Sfinție, pomenește-mă, Doamne, Sfântă Lucrurile ta. Nu se judecată, nici pe o fundă, Sfântie, împărtășirea Sfântelor tale taine, Doamne, și pe tămăduirea Sfântului și a Sfântului. Dumnezeu, îți simt
să cerească, să până dumnezeiască, primește-ne, Maicuță, din nou la zânul tău. 1993, la praznicul nașterii Maicii Domnului, după 232 de ani, de când vrăjmașii credinței strămoșești și ai neamului românesc au distrus peste 250 de mănăstiri și schituri ortodoxe din Ardeal, din Banat, Crișana și Maramureș, s-a pus din nou piatra de temelie la biserica mănăstirii cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din hotarul comunei Cârțișoara, județul Sibiu, prin slujba religioasă oficiată de preasfințitul părinte episcop Serafim Făgărășanul, delegat al înalt preasfințitului mitropolit dr. Antonie Plămădeală al Ardealului, înconjurat de un mare sobor de preoți și în prezența unei mulțimi imense de credincioși, pe locul fostei mănăstiri, incendiată în anul 1761 de către oștile Habsburgilor catolici, conduse de generalul Adolf Bukov, loc pe care în anul 1973 regretatul și vrednicul de pomenire preot Liviu Scorobeț, ajutat de credincioșii Bucurenciu Ilie, Monea Gheorghe Cânduleț Augustin, Solomon Ioan Străjuț Nicolae Cânduleț Trandafir, Stoica Vasile Căbățână Gheorghe și alții, au așezat și sfințit o frumoasă troiță cu inscripție din care se desprind câteva date din istoricul mănăstirii, ca un document viu și mărturie sunt câteva pietre pe care se văd urmele incendiului care au devastat bisericuța și chiliile mănăstirești. În anul 1973 s-a întocmit un act în care se descriau locul și amplasarea întregului așezământ mănăstiresc, document ce se păstrează la domnul Matei Dragoman. Tot pe raza comunei Cârțișoara a mai existat o mănăstire care la anul 1748 a venit un preot cu numele Simeon, doi călugări și o călugăriță. Aceasta a avut aceeași soartă ca și cea din acest loc numit piscul mănăstirii din Gura Secii, unde cu ajutorul bunului Dumnezeu, sub ocrotirea Maicii Domnului și a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, trăim bucuria reanimării Sfintei Mănăstiri. Gândul reînființării mănăstirii a pornit de la domnul Matei Dragoman în ziua de Paște anului 1992, când, citind ziarul Telegraful Român care relata despre ctitoria mănăstirii Bistrița, și-a adus aminte cum mic copil fiind, părinții și bunicii îi spuneau despre mănăstirea din Cârțișoara și cum aceasta a pierit de mâna vrăjmașilor credinței noastre străbune. Susnumitul, împreună cu soția sa, au spus gândul lor lui Bucurenciu Ilie și fiului acestuia Bucurenciu Nicolae, care și-au adus aminte de documentul lăsat de vrednicul de laudă părinte Liviu Scorobeț. Apoi s-au adresat familiei Savu Livia, una dintre proprietarii locului pe care a fost mănăstirea și care s-au arătat dornici să doneze acest loc. Astfel s-a format un comitet de inițiativă din sus numiții, la care s-au adăugat Codrea Nicolae, preotul Codrea Cornel din Victoria, fiul al satului și preoții satului Cârțișoara, Părcașul Radu și Giurca Iancu, Trântor Iancu și alții. La cererea comitetului de inițiativă, Arhiepiscopia Sibiului a aprobat reînființarea mănăstirii de maici cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel și a înaintat actele spre aprobare la Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care prin actul 8066 din 1993 aprobă reînființarea Sfintei Mănăstiri de la Cârțișoara. Primăria Comunei Cârțișoara, prin adresa numărul 232 din 27 aprilie 1993,
a anunțat că mănăstirea va fi pusă în posesia suprafeții de teren necesară pentru construcție și gospodărie. În luna mai 1993 a fost repartizată de la Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Sibiu de Preasfințitul Părinte Episcop Serafim Făgărășanul Maica Eufimia de Ușan în funcția de stareță a acestei binecuvântate mănăstiri. Un sprijin prețios am primit din partea domnului primar Virgil Stoica și a consilierilor primăriei. De asemenea, mănăstirea a primit un sprijin și ajutor prețios din partea Ifetului Arpaș, care a pus la dispoziția mănăstirii pentru locuința monahilor și pentru gospodărie o cabană și o magazie, prin bunăvoința domnilor ingineri Flucuș și Gălbincea, precum și material lemnos pentru continuarea lucrărilor prin doamna gestionar Vasu. Dumnezeu să-i scrie pe toți cei care au ajutat și vor ajuta la reclădirea Sfintei Mănăstiri în Cartea Vieții, iar slujitorii și viețuitorii Sfântului Așezământ să se roage și să-i pomenească mereu în Sfintele lor rugăciuni. Domnul fie slăvit pentru toate, iar Sfinții Apostoli Petru și Pavel să ne fie nouă tuturor rugători pentru sănătate și mântuire. Semnează preot Preasfințitul Părinte Episcop Serafim Făgărășanul al Arhiepiscopiei Sibiului, preoții slujitori care sunt toți de față, Maica Stareță Eufimia de Ușan și Comitetul de Inițiativă care este de față. Bunul Dumnezeu să ajute tuturor! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Asupra celui pătrimit mingăluiește și cu cruce capul zece pe poporul tău. Duiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Omega, începutul și sfârșitul, care dintr-un început ai plăsmit totul, fii, Doamne, începutul, înmulțirea și săvârșirea lucrării acesteia. Necuvintează pe Hristos și pe lucrători și lucrul mâinilor lor, sporește-l și cu prunea ta cea dumnezeiască, înmulțește cu îndesulare toate cele de trebuință spre ridicare și terminare bisericii acesteia, ca să fie biserică desăvârșită și plină de slava ta și întru ea să se prea slăvească numele Tău Preasfânt și Mare,
Cel ce împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh și binecuvântat totdeauna, acum și pururea și în veci, veci, amin. Binecuvântează piatra aceasta prin stropirea aceasta păsfințită într-o neclintită temelia bisericii, ce se zidește în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Lăudați-L Dumnezeu într-o Sfinții Lui, lăudați-L într-o tăria puterii Lui. Aleluia, aleluia, temelia bisericii acesteia într-o slava mare. Aaa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 a